să restabilim legătura și mergem chiar acum acasă la unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din online. Alina Ceușan este în legătură directă cu noi. Bună seara, Alina! Bună seara, bună seara! Mulțumesc foarte mult de invitație! Noi îți mulțumim că ai acceptat să intri în direct cu noi. Alina, trăim vremuri care nu sunt tocmai simple și aș vrea să te întreb cum vezi tu, ca reprezentantă a generației tinere, toată această situație cu care ne confruntăm acum. Așa, exact cum ați spus, nu sunt vremuri tare simple, trebuie totuși să ne gândim că avem acces la internet, avem acces la informație și vorbim despre cu totul și cu totul alte scenarii decât erau acum câteva sute de ani, totuși avem acces la informație. Cred că e foarte important de cât posibil să rămânem acasă dacă, mă rog, pentru aceia dintre noi cărora ne este posibil, bineînțeles, și să ne petrecem timpul cumva cu gânduri pozitive. Asta e foarte important pentru mine în momentul de față. Spune-mi tu, de când te afli în autoizolare? Cred că aproximativ o săptămână, ceva de genul ăsta. După cum bine știți, noi pe partea de creator de conținut, de foarte multe ori, oricum lucrăm de acasă, nu a fost o schimbare, să zic, foarte, foarte mare, dar noi cumva încercăm să încurajăm toată lumea din online, pentru că știm că având o voce în online înseamnă să ai și o foarte mare responsabilitate și încercăm să încurajăm lumea să rămână acasă, să se informeze, dar în același timp să rămână pe partea asta pozitivă. Și sper că oamenii care ne urmăresc respectă regulile astea și tot ceea ce ne-a transmis autoritățile. Dar apropo de internet, pentru că îmi spuneai ceva mai devreme, am citit și articolul pe care l-ai scris tu pe blog pe acest subiect și chiar și tu spuneai acolo că accesul neîngrădit la internet, ceea ce părea a fi un avantaj al generației noastre, se poate transforma peste noapte într-o povară, pentru că circulă și foarte multe fake news-uri totodată. Da, normal. Cred că e foarte important să ne informăm din surse sigure, nu doar așa din auzite. Și na, cred că mesajele astea pe care le vedem, până la urmă le vedem zi de zi la televizor, la știri, sunt foarte, foarte importante. Desigur, pe internet pot circula tot felul de păreri, pentru că știi cum e, ai internet, ai dreptul la o părere. Cum vezi tu situația din online în acest moment? Pentru că e clar că și acolo au avut loc niște schimbări. Sunt destul de multe campanii care s-au amânat, nu anulat, de menționat, foarte important treaba asta. Dar cred că e important ca noi să rămânem activi pe tot ceea ce înseamnă partea de online. Cred că e important pentru oameni să vadă și altceva decât ceea ce văd pe canalele de știri, să vadă content creativ, să ai cumva parte de exact ceea ce se promite din partea noastră și anume de entertainment, ca să spun așa. Acum, din punctul ăsta de vedere, da, au fost foarte multe joburi, după cum ți-am spus, care s-au amânat, dar eu prefer să privesc tot timpul ăsta pe care îl avem la îndemână acum ca un răgaz în timp în care ne putem gândi, în care ne putem reorganiza lucrurile pe care vrem să le postăm și așa mai departe. Dar care sunt activitățile pe care le desfășori tu acum în carantină? Pentru că știm foarte bine, tu erai o persoană extrem de activă, mereu călătoreai prin prisma jobului, mereu te întâlneai cu diverse persoane pentru a stabili detalii pentru campanii, proiecte, ședințe foto care erau realizate în diverse locații. Acum ce activități ai acasă? Uite, spre exemplu, tocmai am terminat de organizat videourile pe care le-am filmat astăzi pentru un vlog. Voi filma un vlog pe parcursul la mai multe ori zile care practic va descrie toată activitatea pe care o avem noi acasă, cu recomandări de cărți, de seriale, ceea ce mai fac eu în alta pe aici pe acasă. În legătură cu proiecte, shooting-uri și așa mai departe, a fost un lucru de la sine înțeles cu toată lumea. Lucrăm foarte mult în conferințe de genul ăsta video și asta ne ajută, dar, repet, pentru noi, în afara faptului că nu putem călători și eu plecam destul de des la București pentru foarte multe proiecte, lucrurile sunt, într-un fel sau altul, destul de ok, pentru că ne putem desfășura activitatea cu un laptop și Wi-Fi, deci suntem ok. Dar în legătură cu partea de business, businessul tău cu costume de baie a fost afectat cumva sau continui să faci vânzările în online? Încă nu, deocamdată nu. La noi la office oricum e o atmosferă foarte restrânsă, ca să spun așa.
Continuăm să livrăm comenzile, desigur ținem cont de toate normele, la fel cum am ținut până acum din toate punctele de vedere. Vom vedea dacă va fi cazul să oprim comenzile online. O ultimă întrebare și cu asta o să închei. Care este mesajul tău pentru cei care ne urmăresc? Mesajul meu principal ar fi să stea pozitiv, să te informeze din surse sigure și să rămână în casă pe cât posibil. Alina, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția de astăzi și îți doresc sănătate multă și conținut cât mai creativ.